fiecare chestia. Chestia interesantă ar fi să facem un review sau să facem o degustare a tuturor berilor de Argus, adică nefiltrată, lager, pal, tuturor categoriilor de Argus și să vedem care ar fi cea mai bună. Bine, acum subiectul destul de dedicat familiei berilor Argus, pentru că, băi, interesant, m-am uitat și pe net, mi-a s-a venit ideea de la lumea, cred că în cap, ci că Argus ăsta este produsă un fel de bere, că am căutat pe internet, m-am uitat și am văzut Argus America. Am zis, bă, ce dracu, făcută în Illinois, nu știu ce, asta e bere originară din America, eram încântat. Dar nu, e pur și simplu o coincidență. Există un fel de bere în America, numită Argus, nu știu cum, are un simbol, un cal cu o coamă mare. Nu, acum, coincidențele sunt destul de mari. Pot exista fel și fel de denumiri de beri, nu numai aici în Europa, cât și în America, sau poate fi în China, nu știu, în Japonia. Hai să vedem ce cu berea asta Argus Silver. Mi-a atras atenția când am intrat în Lidl. Am spus la prima vedere, am avut impresia că e o bere ceva tare sau o bere fără alcool, pentru că griul ăsta ciudățel, adică berea, bine, berea fără alcool în general e o bere de culoare albastră. Iar berea neagră e bere neagră, adică pe cutie trebuie să fie oricum negru, dar și asta avea negru. Am zis, băi, o bere neagră, nu mă apropii. Dacă l-am uitat, smooth taste, nu știu cum, lager beer, dimă, hai să vedem care e treaba cu ea. Am luat-o și n-am mai băut această bere. Singura diferență între ele am văzut că este gradul de alcool și gradul de extract primar. Deci, dau un exemplu, e aceeași extracție, aceeași îmbuteliere, aceeași produs în Uniunea Europeană. Singura diferență este că, deci, cozine apă, malzin, or, sporumb, hamei, același lucru, deci aceeași lucru ca și asta, numai că extractul primar este 8, asta are 11. Deci înseamnă că asta trebuie să fie o bere mai slabă, bine, și alcoolul, normal, e 4%. Deci, melasa din care a fost extrasă această bere, e normal că a fost mai slabă, mai pală. E o bere ultra light, nu știu cum să zic, odată că, nu știu, după capul meu ar trebui asta să fie, numită lager beer sau pilsen beer și asta să fie numită pale beer, adică asta e mai, o bere mai tare decât berea asta light. Deci light-ul e mai tare ca și lagerul și este numită lagerul care mai slabă, e ciudat, nu știu cum să zic. Înțelegeți ce am vrut să zic? Deci o bere light are un grad de alcoolemie mult mai mare și extractul primar este mult mai mare, iar asta care se numește lager beer, este alcoolul mai mic și extractul primar e mai slab, ar trebui să fie invers. Zic eu, după mintea mea, acum voi scrieți comentarii și corectați-mă, chiar vă rog, că altfel n-am cum să învăț. Hai mă să vedem ce cu Silver, D-Silver. Go Silver, please, enjoy me, adică fii cu mine, da? Fii cu mine, da, bucur-mă. Băi, ori sunt fundat eu. Bă, asta nu miroase deloc, miroase un pic ciudat. Asta miroase un dulce găleală, foarte slab așa, asta miroase a bere. Clar, a bodega, a birta, miroase, asta, băi, acum vorbesc cu voi și asta e berea pe care o beau acum, deci, băi, pe cuvântul meu, miroase, nu am băut, dar miroase a gură de canal, pe cuvântul meu, nu știu, poate și eu, handicapat. Nu miroase a melasă, nu miroase a drojdie, nu miroase a fermentație. Miroase a desfundătură de chiuvetă, mă. Nu vreau să fac un pronostic rău, n-am gustat din ea, deci n-am auzit pe nimeni băgând această bere. Vă rog frumos, beați această bere, beați mă, această bere. Câtă bere am băut, deci, mă, mi s-a urcat la cap, corect. Bă, miros ciudat. E o bere mai slabă, clar, nu mai slabă.
Eu am spus, nu știu de cum e catalogat asta Silver Lager Beer, normal ar trebui să fie invers, asta ar trebui să fie Pale Beer, o bere light. Asta, părerea mea, trebuie să fie light, nu asta să fie light. Nu, ai impresia că bei o bere de... Știi cum am băut mai de mult berile alea, Albacher și, știu eu, Beer, alea din Lidl, am mai băut, dar n-am degustat-o în fața voastră, n-am făcut review la ea. Review, n-am filmat. Bă, eu n-aș mai bea bere de asta. Pe cuvântul meu, în momentul actual de față, acum, asta e părerea mea, dacă vreți mă ascultați, dacă nu, comutați pe alt canal. Nu, e o bere slabă, e un fel de piece of shit, e un fel de piece of horse, e o apă slabă, e o, nu știu, o bere așa catalogată la asta, chiar ai impresia că e o bere de un leu, pe cuvântul meu, deci n-are rost să mai degust. N-are rost să mai degust, m-ați înțeles mesajul, n-are rost să mai intru în detalii, e o bere... Nu, ai impresia că nu sunt făcute din același aluat, ai impresia că nu sunt surori, nici nu se compară, să zici că asta e sora mea mare, asta e sora mea mică, nu mă, asta e total din altă familie, zici că e făcută de... Nu mă, tot aceeași rahat produsă în Uniunea Europeană pentru Lidl. Nu, nici nu spică bine, ai impresia că îți vine înapoi ceva, deci... Bă... Fiecare cu deciziile, fiecare cu gusturile, n-are rost să mai bat apă în pie, o să bag monedă. Dacă îți place, tu care mă asculti această bere, băi, bea-o liniștit, dacă te face să te simți bine, servește-o. Eu, unul personal, nu aș bea, nu știu, hai să zic, dar am dat 5. Pentru că e o muncă și s-a făcut doza asta de... Tot de aluminiu, da, exact. Nu aș mai bea-o, nu, eu, unul personal... Gata, punct. N-are rost să jinesc pe nimeni. Nu vreau să cataloghez ca data trecută, să zic că Al Brown e făcută nu știu cine și numai pentru nu știu cine. Ok, rămânem la Silver. Hai să închid subiectul. Prefer asta. N-am ce comenta. Nu surori. Nu, clar. Nu, nici măcar n-am. Nu știu, ăsta e unchisul, ăsta e vărsul de-a treilea. Nu. Mai vorbim, mai degustăm, da?